viață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, bine ne-am regăsit la cafeaua de dimineață. Sperăm să și putem încheia emisiunea după ce ieri noapte am avut un atac concertat pe cele două site-uri, adus la o întrerupere a lor o perioadă bună de timp, un atac specific celor care vor să blocheze site-uri de internet. N-a fost numai vorba de cele două site-uri ale noastre, ci de mai multe site-uri care aveau același IP. Mă rog, chestiuni tehnice, trecem peste. Astăzi o emisiune care va avea trei teme principale, una privind învățământul, una privind administrația publică locală și una privind sănătatea. Vor fi și doi invitați prin telefon, pentru că subiectele sunt deosebit de importante. Ultimul subiect, cel privind sănătatea, se referă la partea de infecții nozocomiale din spital. Știți foarte bine că la Spitalul Județean Neamț a venit un fel de brigadă de constatare după ce au fost niște probleme raportate în acest sens și ne va ține la curent cu ultimele noutăți chiar managerul spitalului, după care vom vorbi și despre propunerea inedită, curajoasă, cum doriți dumneavoastră să o numiți, a celor de la PNL ca să nu mărească taxele și impozitele locale nici pentru persoane fizice, nici pentru antreprenori, decât cu rata inflației și acolo se raportează la anul 2021. Vom vorbi despre toate acestea cu cineva de la PNL, probabil cu președintele partidului, dacă vom reuși să intrăm în direct. Până atunci însă să vorbim câteva lucruri despre învățământ. Învățământul care, știți foarte bine, suferă. A venit Arșu Câmpeanu și ne-a propus o reformă numită așa România Educată, ceea ce ne sugerează că eram needucați înainte. Nu știm dacă eram needucați în spiritul acesta al doctrinelor, să le spunem, neomarxiste, care, cu care suntem îndoctrinați mai nou, dar reținem că am făcut o reformă, România Educată. În această reformă lipsește însă ceva, așa cum este ea acum, funcțională. Lipsește reacția rapidă când se întâmplă o tâmpenie, când se întâmplă o prostie sau o nenorocire. De ce lipsește reacția rapidă? Pentru că teoretic, la nivel teoretic, decizia, când e vorba despre așa ceva, e la nivelul școlii. Căci că suntem descentralizați. Când însă avem altfel de probleme, de genul greșește cineva de la școală, lucrurile o iau razna. Și avem două cazuri în Neamț foarte clare în care reacția rapidă a celor de la inspectoratul școlar a lipsit cu desăvârșire. De ce? Pentru că intervin interese politice, pentru că intervin relațiile personale, pentru că aici există o lungă tradiție a ascunderii rahatului sub preș de fiecare dată când el se întâmplă, iar dacă el a ieșit cumva la suprafață, se achiziționează multe alte preșuri ca să acopere din nou rahatul. Și întotdeauna se bazează pe, ați ghicit, legislație. Legislație. La Mărgineni mi s-a spus că o directoare n-a colaborat deloc cu Consiliul de Administrație de când a fost directoare. Ceea ce înseamnă că, potrivit tuturor regulilor, necolaborând cu Consiliul de Administrație, cheltuielile s-au făcut nerespectându-se legea. De atunci, inspectoratul școlar s-a dus, a constatat, ce să mai constați? Mă rog.
Și a zis, domnule, nu, nu luăm nicio decizie până nu facem și o inspecție frontală. Adică pe toate căile, ca să învețe minte aia care au avut grijă să nu colaboreze cu directoarea, să învețe minte, să colaboreze altă dată și după aceea să ne reclame nouă, dar colaborând cu directoarea și pe urmă noi mai cumpărăm un preș și îl punem peste Rahat. Asta este situația acolo. Avem situația absolut incredibilă, stupidă, de la liceul cu program sportiv Piatra Neamț, unde o doamnă directoare cu toată conducerea de sub ea, cu care se înțelege sau nu se înțelege, este fix problema lor, i-a durut în 14, a durut-o și i-a durut pe toți în 14, de faptul că s-a tăiat gazul la o sală de sport. Și au anunțat după inspectoratul școlar, dacă credem ceea ce spune inspectoratul școlar, a anunțat după și s-a rezolvat lucrurile, dar după ce a scris presa. Și acolo mi s-a spus, noi facem un audit și a doua zi vă spunem rezultatul. A doua, a treia, a patra zi ni s-a spus rezultatul. Păi nu, domnule, sunt tone de hârtii, metri cub de hârtii. Cum adică vă așteptați să vă spunem noi de ce n-a plătit una bucată factură o doamnă directoare care spunea că n-avea bani? De ce nu s-a întâmplat nimic? De ce dita mai inspectoratul școlar bate apa în piuă ca să facă ei, să se acopere și ei de hârtii? Știți ce spunea doamna directoare? Eu sunt acoperită. Acoperită de hârtii, să nu înțelegeți altceva. Că dacă vă raportați la cariera domniei sale, probabil că este și acoperită de o activitate profesională îndelungată, fost inspector în mai multe legislaturi, acum director, este acoperită, zice, eu, cum să vă spun, zice, mi-am făcut hârtiuțele, dar copiii, elevii, erau și ei acoperiți, aveau și ei plăpimarea lor de hârtii, în contractul semnat pentru conducerea școlii spune că tu, director, nu plătești facturile sau aștepți să nu le plătești că n-ai bani fără să te zbați înainte de a se întâmpla lucrul ăsta? Spunea cineva, ce domnule, dar ce poate să facă un director de școală? Problema este ce face directorul ăla de școală. Cum își conduce școala? Cum s-a bătut el să îi se termine investiția din curte care se dărâmă azi mâine acolo cu sala de sport și ce mai e? Niște minți creți au distrus un teren de sport impecabil și au zis că fac ei o sală de sport lângă liceu cu program sportiv. Bineînțeles că acolo s-au întâmplat fapte penale, unii au și plătit pentru ele, nu toți. Acolo cineva își bate joc de acea investiție, ministerul în primul rând, pentru că pe domnii de la minister interesează România educată, nu România sănătoasă. România sănătoasă, mai vorbim noi și despre România sănătoasă. Ăștia sunt oamenii care au ajuns să conducă școli și cazuri sunt mult mai multe, mult, mult mai multe, nu numai Mărginen sau LPS, oameni care ajung acolo fără o pregătire managerială, ajung pentru că ajung să fie director și când se confruntă cu realitățile, o dau pe aia, noi suntem acoperiți, am făcut hârtii. Ce mai contează? Ce mai contează? Siguranță și ordine în școli? E de râsul lumii. E de râsul lumii. Ai 4 polițiști la 300 și vreo 70-80 de școli, da? În județul Neamț. Calitatea învățământului, ar fi bine ca domnii din inspectoratul școlar să-și miște scaunele cu tot cu popouri, se ducă să vadă cum se desfășoară ore de curs la clasa 5-a, 6-a, cu copii care intră în clasă și fac ca toate animalele.
Așa sunt. Aruncă cu pocnitori și ți se cere calitatea învățământului, iar tu ca profesor trebuie să suporți lucrurile astea, pentru că sancțiunea maximă care se poate da unui asemenea copil este o mustrare scrisă și eventual scăzut nota la purtare, dar nu acum, că se scade numai în iunie, la final de an. Dacă copilul a fost diagnosticat cu CES în clasele mici și după aia nu mai e dus cu părinții acolo, înseamnă că el este normal, deci nu poate fi nici considerat ca un copil cu probleme speciale. Lucrurile sunt foarte, foarte, foarte grele în învățământ, pentru că această reformă și modul în care se desfășoară acum nu permite sub nicio formă un învățământ performant. Toată lumea bate câmpii cu meditațiile. Meditațiile se fac pentru că la școală, în aproximativ 60% din clase, nu se poate lucra la clasă. Nu se poate lucra la clasă, cum trebuie. Cauzele sunt o mulțime, de la cele care v-am spus, cu copii care deranjează ora și nu ai cum să iei măsuri împotriva lor, până la clase supraaglomerate, profesori neinteresați, o mulțime de alte lucruri. Dar noi acum suntem România educată. România educată pornește de sus și se termină undeva jos. Din păcate, așa cum merg lucrurile acum, nu există nicio șansă de schimbare în bine, în rău, da, fără probleme. Până când nu va exista o asumare a responsabilității de la profesor, părinte, profesor, director de școală și inspectoratul școlar, o structură care devine din ce în ce mai parazitară în peisajul învățământului românesc, parazitară nu prin faptul că n-ar putea să facă treabă. Ar trebui să facă treabă, dar nu poate, pentru că vine PNL-ul, vine inspector PNL, cum sunt promovați, Dumnezeu cu mila. Vine PSD-ul, vine inspector PSD, cum sunt promovați, Dumnezeu cu mila. Cam așa stau lucrurile în domeniul ăsta și nu stau deloc bine. Nu stau deloc bine. În asemenea structuri, din păcate, se face multă politică, se face multă politică de răzbunare, așa, fiecare cum prinde pe fiecare, și lucrurile merg înainte, în niciun caz spre mai binele elevilor. Și dacă nu e spre binele elevilor, nu e spre binele părinților și tot așa. Trecem la subiectul 2 de astăzi. Dacă reușesc eu să găsesc și textul pe care l-am pregătit. Deci, la finalul săptămânii trecute, pe 11 noiembrie, un comunicat al PNL Neamț cu o declarație a domnului Gheorghe Lazăr, președinte, spunea așa: toți primarii liberali din județul Neamț vor îngheța taxele și impozitele pentru anul viitor. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci sigur că va exista un impact. O să vedem și cât de mare îl gândesc cei de la PNL, pentru că sunt 36 de localități conduse de primar PNL în Neamț, dar care deservesc, ca să spunem așa, 61,3% din populația județului, pentru că PNL-ul are cele două municipii și asta înseamnă un număr mare de populație. O să încerc să dau de președintele partidului, domnul Gheorghe Lazăr, am vorbit cu el și am stabilit o oră, am întârziat eu cu un minut. Bună dimineața, domnul Gheorghe Lazăr, președinte PNL.
Vă salut, bună dimineața, domnul Bănescu. Am ajuns la subiectul cu taxele și impozitele locale. Spuneam că e o decizie curajoasă și inedită. N-ați fost certat de la partid de la București pentru asemenea? Este exclus comuna ca asta. Păi, noi liberalii, domnul Bălănescu, gândim proactiv într-o zonă în care atâta timp cât avem astăzi în România crize care se suprapun de la energie, la prețuri la carburanți, la prețurile în general care au crescut undeva cu inflația 15,3% astăzi, așa, nu cred că și nu, noi nu considerăm că într-o perioadă în care avem criză să mărim nejustificat taxele impuse sau alte dări asupra populației, ci din contră, dacă nu putem să le reducem, le înghețăm aceste taxe și impuse pentru a veni în ajutorul concetățenilor noștri, a nemțenilor până la urmă. Bun, haideți să vedem ce înseamnă asta. La populație e clar, da? Rămân la nivelul anului 2021, da? Deci orice primar are posibilitatea să mărească la începutul fiecărui an taxele și impozitele locale. Da. Noi am recomandat tuturor colegilor primari 36 la număr în județul Neamț să nu mărească taxele și impozitele pentru populație și pentru persoane juridice, vorbim de taxele și impozitele pe proprietăți, că alea le măresc UAT-urile, administrațiile publice locale, să nu le mărească deloc. Singura variantă în care se indexează aceste taxe și impozite este, conform codului fiscal, indexarea la cota inflației din 2021. Cred că a fost undeva la aproximativ 5%. Deci oricum este sub inflația de anul acesta. Cu mult. Obligator. Păi inflația de anul acesta e 15,3. Acum vedem când se închide anul fiscal la 31 decembrie, iar la anul viitor, când se vor stabili taxele și impozitele pentru 2024, se vor indexa cu cota inflației de pe anul în curs, 2022. Acolo, probabil, Guvernul României va lua măsuri, pentru că vă dați seama ce ar fi în 2024, să mărească UAT-urile, taxele și impozitele, să le indexeze cu undeva 15-16% sau, Doamne ferește, dacă duce inflația undeva spre 19-20% la sfârșitul anului curent. Ce ar însemna 20% în plus la taxe și impozite pentru 2024, n-ar fi deloc o măsură sustenabilă, suportabilă pentru cetățenii în general. Și acolo se pot găsi măsuri doar la nivel guvernamental. Bun, care a fost reacția primarilor? Primarii au fost toți de acord. Deci absolut toți colegii primari ai Partidului Național Liberal, cât și colegii care sunt lângă noi, mă refer la cei doi colegi de la USR, Tazlău și Săboaniu, și colegul de la PMP, de la Gărcina, au fost toți de acord cu această măsură. Chiar ei au spus că e o măsură binevenită și aveau și o astfel de gândire de a numări taxele și impozitele, de a da o mână de ajutor cetățenilor din fiecare UAT să treacă mai ușor, să zicem, prin această perioadă în care avem creștere la tot ceea ce înseamnă prețuri, inclusiv ratele bancare. Am văzut că știrea asta a apărut și în presa națională. Care a fost reacția, cum să spun eu, conducerii partidului? V-a sunat cineva? V-a spus, poate să preia și prin alte părți? Am discutat, n-am vorbit cu președintele partidului, am discutat cu colegi președinți de filiale PNL din țară, care m-au felicitat pentru decizie și care au spus că vor gândi și ei astfel de recomandări în județele în care conduc ei filialele PNL. Din punctul meu de vedere, e o decizie, nu că e decizia noastră la Neamț, dar e o decizie bună, o decizie care vine să ajute populația și nu impactează la nivel național, ci impactează doar la nivelul fiecărui UAT. Până la urmă, primarul, Consiliul Local din fiecare UAT are responsabilitatea de a gândi și politici, sigur, la nivelul UAT-ului, politici economice sau sociale pentru cetățenii din respectivul UAT pentru a-i ajuta să treacă mai ușor prin această criză. Iar anul 2023, așa cum ne uităm și pe site-urile mari de știri, fie din România, fie din America sau din Uniunea Europeană, la tot ceea ce înseamnă specialiști în domeniul finanțelor și economiei, se anunță un an destul de greu din punct de vedere economic. Atât de astfel și Comisia Europeană a stabilit creștere economică de maxim 1,8% pentru România în anul 2023.
Deci se contractează economia la nivel global, la nivel european și sigur vom fi și noi afectați în România. Da, spuneți-mi un pic, după ce a apărut această știre, ați apucat să vorbiți cumva sau v-a sunat cumva cineva de la PSD să zic, băi, suntem la guvernare împreună, hai să o facem și pe plan local. Sau vreun primar PSD v-a sunat? Domnul Bălănescu, cu cei din conducerea PSD ne-am zis astăzi, eu cel puțin... Nu, da, am zis că poate vă sunau ei, na, nu... Nu avem dialog cu, sau de fapt ei nu au dialog cu noi cei din PSD Neamț, pentru că acolo nu e o politică după, făcută după chipul și asemănarea lui Ionel Arsene, care conduce de fapt o PSD Neamț, chiar dacă e domnul Harpa interimar la, în acte, tot domnul Arsene conduce PSD-ul și dialogul este, adică nu există practic dialog cu domnul Arsene, pentru că dumnealui are o altfel de strategie și o altfel de abordare politică, incompatibilă cu bunul simț și cu principiile normale dintr-o societate. Mai departe, cu primarii PSD, nu o să vă spun cu care vorbesc și care nu vorbesc, că nu vreau să le facă rău. Dar n-am zis să-mi spuneți, am zis să-mi spuneți doar dacă ați vorbit cu vreunul. În general vorbesc cu mulți din primarii din județul Neamț, indiferent de culoarea politică a acestora, și am o relație foarte bună cu foarte mulți dintre ei. Am înțeles. Deci putem să așteptăm ca și vreunul sau 2, 3, 4, 5 primari PSD să spună, domne, nu mărim nici noi taxele și impozitele locale, ne-am inspirat de la PNL. Ei, acum nu știu dacă eu să spună treaba asta publică, s-au inspirat sau nu de la PNL, ca să nu își creeze o problemă în interiorul PSD-ului, la Neamț mă refer, pentru că, repet, acolo avem de-a face cu un om cu o abordare foarte, foarte ciudată, mă refer la domnul Arsene. În rest, sigur, fiecare primar poate, prin hotărârile de consiliu local pe care le ia sau la care le propune consiliul local, să aibă o atitudine similară cu cea pe care o au, care avem noi cei din Partidul Național Liberal. Și asta nu e nimic rău, e chiar o chestie constructivă din punctul meu de vedere, că politica, până la urmă, nu se face doar în birourile politice, ci politica se face pentru oameni în general și consilierii locali, până la urmă primarii, care sunt tot actori politici, trebuie să facă politică și să acționeze pentru cetățenii din zonele lor unde sunt aleși. Am înțeles. Sunt curios cum se va reflecta această inițiativă în viitoarele sondaje de opinie din județ, din localități. Vă mulțumesc pentru intervenție. La momentul ăsta sunt în derulare, domnul Bălănescu, că dacă tot suntem în direct, să vă dau, să zicem așa, și o știre. S-a terminat sondajul pe municipiul Piatra Neamț, comandat de București, de PNL Central. Așa, și noi avem în exercițiu acum 34 de sondaje în 34 de localități, altele decât municipiul Piatra Neamț, care sunt în desfășurare la acest moment. O să aflăm rezultatele probabil undeva sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, și așteptăm rezultatele de la sondajul care s-a finalizat pe municipiul Piatra Neamț. Am înțeles, dar acum, deci rezultatele nu sunt, el doar s-a încheiat. S-a încheiat, sunt și rezultatele, o să le comunice cei de la București, probabil săptămâna aceasta. Nici nu vine să vă întreb, dumneavoastră le știți? Probabil astăzi sau mâine să ne le comunice și cei de la București, atunci așteptăm să avem aceste rezultate. Am înțeles. Mulțumesc mult, vă doresc o zi bună. Să ne vedem. Sănătate, numai bine. Sănătate. Deci, avem rezultate la sondajul de la Piatra, adică există rezultate la sondajul de la Piatra Neamț. Pe surse așa am aflat că există și rezultate, sau mă rog, parțiale la sondajul de la Târgu Neamț, care va fi interesant așa în felul lui să-l vedem cum arată, ca și cel de la Piatra Neamț, să vedem cum la Piatra Neamț se reflectă sau nu în răspunsuri ceea ce se întâmplă în oraș, adică după perioada aceea de harababură totală, au început să apară și primele rezultate ale lucrărilor care se desfășoară atât pe centură cât și pe Mihai Viteazu, acolo unde lucrează firma Danlin XXL. Să vedem când vor începe lucrurile cu adevărat și pe cealaltă coloană de mobilitate, probabil după ce vor fi emise autorizațiile de mediu
pentru lucrarea pe de schimbarea țevilor de apă pe bulevardul Decebal și Traian. Da, asta a fost cu taxele și impozite locale. Să vedem că de acum până când se fac bugetele se mai pot întâmpla diverse lucruri. Oricum, e de salutat această inițiativă de a nu mări taxe și impozite locale. Și așa populația este afectată destul. E o veste bună. Ați văzut și cu ce se întâmplă cu prețurile la curentul electric și la energie în general. O nouă reglementare, să salutăm faptul că pe data aceasta populației se acordă locul cuvenit. Adică dacă tu ești un cetățean care a încercat cumva să te adaptezi vremurilor noi, să nu mai consumi lemne de foc, gaze și să mergi pe electricitate acum și consumi peste 255 de kW pe lună, statul român îți acordă importanța cuvenită și te pune alături de marile forțe industriale ale țării câte mai există. Adică plătești 1,3 pe kilowatt-oră, mai mult decât alte instituții, biserică, spitale, farmacii sau ce ori mai fi acolo, și plătești la fel ca o întreprindere industrială, lucru care trebuie apreciat, nu-i așa? Altă dată să nu mai ai inițiative, să nu mai consumi lemne, gaz și altceva, să aștepți în cutia ta că statul îți va da. Este bine că s-au rezolvat niște lucruri la nivelul acela al prețurilor pentru consumatorii mici. Mi se pare o aberație tâmpită să pui un cetățean care a încercat să găsească soluții cumva adaptate noului, să-l sancționezi și să plătească 1,3 pe kilowatt-oră. Dar, oricum, e un pas înainte față de ce era, așa că semnalăm și acest lucru. Luna trecută au apărut discuții despre discuții care există de ani de zile despre ce se întâmplă în spitalul județean, despre infecții. La un moment dat noi scriam că nu a fost raportat în tot anul niciun fel de deces pe care să aibă drept cauză o infecție nozocomială. Iată că a fost emisă o alertă de focar de infecții nozocomiale luna octombrie, urmată de potrivit legii, deci după asemenea alertă, se ajunge direct la Ministerul Sănătății să iau niște măsuri. Mai multe despre asta, ca să nu vorbim în afară de subiect, cu domnul Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, pe care i-am spus... Bună dimineața! Tocmai vreau să spun că am anunțat că vă voi suna la ora 9 și iată că am sunat fix la ora 9. Se pare că m-am încadrat. Bună dimineața, domnul Filimon! Haideți să lămurim un pic care e situația asta cu infecțiile nozocomiale din octombrie. Ce s-a întâmplat? Deci au fost depistate niște cazuri în datele de 5 și 6 octombrie în secția ATI. Au fost primele cazuri depistate de oamenii noștri interni, de compartimentul nostru SPIAM. Așa. După care s-au mai făcut recoltări pe diverse secții și s-au mai descoperit câteva cazuri în plus. Așa. În zilele următoare. Și atunci s-a activat, cum se cheamă? A fost trimis, noi am raportat aceste lucruri, asta este un lucru bun din acest punct de vedere, deci l-am raportat și s-a trimis o comisie de la Iași. Așa. Care a venit și a verificat în această perioadă, da, deci a fost un coordonator național, doamna dr. Dumbravă, a venit și a verificat ceea ce s-a întâmplat la spital, da, s-au luat probe de pe mai multe secții,
secția chirurgie generală, da, și secția ATI, și am ieșit în regulă cu acele probe. Da? După care s-a mai făcut încă un control în data de 29.30.10, tot de la Iași, și iarăși au fost în regulă toate probele. Deci au fost două controle, practic, da? Două controle, da. Deci toate aceste controle au fost generate de faptul că au decedat niște pacienți, nu? Asta am înțeles. Nu că au decedat, ci au fost găsite aceste probe de acinetobacter la mai mulți pacienți, deci ceea ce s-a declarat practic un focar. La trei pacienți cu această bacterie se declară focar. Bun, și atunci ce să înțelegem de aici? Pacienții au venit cu aceste infecții sau le-au luat în spital? Deci, practic, raportul respectiv nu a precizat sursa contaminării. Da? Pentru că în toate probele de autocontrol prelevate din secții nu s-a depistat sau nu s-a izolat acinetobacter. Deci puteau să vină cu bacteria respectivă din afară. Totuși am înțeles că a fost răsplătit, ca să spunem așa, pentru faptul că nu s-a găsit nimic, cu trei amenzi. Datorită unor proceduri interne, aveți dreptate aici, s-au dat o amendă la laborator pentru că au comunicat mai târziu rezultatele probelor decât ar fi trebuit, conform procedurilor. Adică au comunicat rezultatele înapoi către compartimentul SPIAM în 6 zile. Și în cât timp trebuia? Din ce am înțeles, într-adevăr, după 6 zile vezi rezultatul exact, dar ținând cont, din ce înțeleg, nefiind epidemiolog singur, deci după câteva zile poți să-ți dai seama de fapt că acea cultură va crește sau îți va crește ceva acolo. Deci poți să zici chiar după 2-3 zile, vedeți că aveți acinetobacter. Da? Răspunsul în 6 zile este răspunsul standard care se dă. Deci, practic, dacă dânsii contestă amenda, deci, stricto senso, dacă dânsii contestă amenda, pentru că ei au dat răspunsul în termen standard, probabil că vor avea câștig de cauză, bănuiesc. Nu se vor contesta amenzile, au fost discuții interne cu șeful de laborator, cu cei de la SPIAM, deci am înțeles exact cum să spun, ceea ce trebuia făcut. Important este, din lecția învățată de către noi, că a fost bine că am raportat, a fost bine că s-au luat măsuri imediat de curățare și igienizare a acelui salon din secția ATI, doar în secția modulară s-a întâmplat acest lucru, unde au fost acei bolnavi, și atunci ca să nu mai avem probleme pe viitor. Da, deci, da, vă rog. Da. Deci noi am, cum am mai spus și la alte interviuri și în alte emisiuni, noi declarăm aceste infecții. Suntem în anul 2022 până în octombrie la un nivel de 2,8%. Ăsta este nivelul nostru declarat, da? Care poate părea mare față de alte spitale din țară, dar este nivelul real. Da, păi probabil că în alte părți nu se raportează. Deci, spuneați de amendă dată la laborator și probabil că ați primit... Și la compartimentul SPIAM, tot pentru partea de comunicare și anumite proceduri care nu s-au respectat. Am înțeles. Și s-a dat, bineînțeles, spitalului ca un tot. Am înțeles. Da, deci partea... Lor ne-au recomandat să facem niște lucruri, unele, cum să spunem, cu deadline până la 31.12. Și noi suntem deja în lucru pentru a le face. Sunt de exemplu, foarte multe lucruri pe care le putem face foarte ușor. De exemplu, reinstruirea personalului privind prevederile unui ordin de ministru, privind aceste norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor. Da? Constituirea Comitetului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. Într-adevăr, un comitet pe care nu l-aveam înființat sau era înființat și nu funcționa. Probabil membrii sunt cei care, nu știu, mai sunt membri care au ieșit la pensie sau ceva de genul. Deci sunt să asigurăm buget pentru a cumpăra dezinfectanți și tot ce avem nevoie pentru curățenie. Astea sunt, domnul director, sunt lucruri bune, așa, dar mi se par mai mult blau-blau. Oricum dumneavoastră trebuie să cumpărați astea. Oricum trebuie să funcționeze chestia aia. Oricum trebuie să fie instruit personalul. Știți, asta,
asta seamănă cu un program la o instituție județeană care are program european de combatere a corupției, știți? Adică e normal ca lucrurile astea să se întâmple. Pe mine mă interesează chestii de substanță, dacă au fost, care vi s-au dat să le faceți. Nu, asta au fost. Au mai comentat și faptul că nu avem, de exemplu, medic infecționist în structura compartimentului SPIAM și să angajăm un medic infecționist în acest compartiment. V-au spus și de unde? Nu ne-au spus de unde. Nu v-au spus de unde, nu? Nu, din țară. Din țară, am înțeles. Poate luați din afara țării, cine știe, poate vor veni. Da. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și înainte de a închide, vreau să vă întreb cum stați cu lucrările. Bine, nu dumneavoastră le urmăriți pe toate, dar probabil că le vedeți așa. Înaintează lucrurile pe lucrările. La oncologie înaintează încet și la partea de ambulatoriu au început să decapeze pereții la parter și la etajul 1. S-au săpat, mă rog, pentru fundație la extinderea dispensarului TBC, acolo în partea dinspre DSP, din spate dinspre clădirea DSP, și se lucrează. Din câte am înțeles, datorită tipului de finanțare pe partea de ambulatoriu, ar trebui să termine până în noiembrie anul viitor. Am înțeles. Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine și sănătate. O săptămână liniștită și dumneavoastră. La fel, numai bine. A fost managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Filimon. Deci, după cum ați auzit, s-au constatat niște lucruri, deocamdată raportul nu este închis, au venit două controle care a zis că este ok, nu s-a stabilit încă care este, dacă este și care este zona în care a apărut acest focar. Drept măsuri, li s-a spus să mai citească un ordin de ministru, să cumpere niște lucruri care oricum trebuiau cumpărate ca să aibă substanțe de curățenie și parcă încă ceva acolo, o comisie să funcționeze, adică, scuzați-mă, niște blablauri, cum se întâmplă, vă spuneam, și în învățământ. Adică se întâmplă ceva, în loc să iei o măsură rapidă, tu te apuci să faci inspecții de fond. Pe alea trebuie să le faci înainte, când ai primele semnale. Când, de exemplu, tu la inspectorat știi că la liceu program sportiv sunt profesori care nu-și fac orele așa cum ar trebui, ar trebui să te duci acolo și să faci o inspecție de fond. Nu să aștepți să nu plătească directoarea niște facturi, să apară în scandalul în presă și după aceea să spui că ți-ai încordat mușchii, dar din păcate ai uitat să-ți iei interitoarele și anabolizantele ca să poți face ceva. Acestea fiind zise, ne oprim aici cu emisiunea de astăzi și să ne vedem sănătoși mâine dimineață cu alte subiecte. Cele bune, numai bine!